Transferarea satului Răuțel și a comunei Nataliavca din componența raionului Fălești în cea a municipiului Bălți este inoportună. Pentru asta au votat consilierii raionului Fălești din partea Partidului Democrat și a Partidului Socialiștilor în cadrul ședinței de joi. Deși deciziile consiliilor din Răuțel și Nataliavca au fost pozitive, iar autoritățile bălțene s-au arătat dispuse să pornească procedurile legale de transferare. Motivul invocat de autoritățile din Fălești este că potențialul economic al raionului va slăbi simțitor în cazul în care cele două localități vor intra în componența municipiului Bălți. Formiciunea a transferului la Raiul, totul este un interes regional, nu? Eu vorbesc de oameni, nu de sub bani. Consilierii din partea formațiunii politice Partidul Nostru au venit în susținerea oamenilor din cele două localități. Niciun cuvânt nu scrie despre oameni. Scrie numai despre bani, bani și bani. Chiar într-adevăr, noi nu putem spune o frază că noi luptăm pentru și vrem ca oamenii dați să fie cetățenii raionului Fălești. Noi înseamnă că noi la oameni le arătăm că noi ne interesează numai banii din Răuțel, din Nataliavca, drumurile care se dau bani pentru drumuri, dar oamenii și ei nu ne interesează. Unii consilieri de opoziție au propus ca asemenea întrebări să nu mai fie incluse în agenda. Stimați colegi, noi toți suntem cu dumneavoastră aici consilieri raionali. Suntem aleși de întregul popor din cadrul raionului. Noi trebuie să menținem, din contră, să întărim pozițiile raionale, să menținem cetățenii, să dezvoltăm raionul. Noi, dacă ne permitem azi să aruncăm cu satele în stânga și în dreapta, practic, mai bine să distrugem raionul din start și nu-l întâlnim. Bine, mulțumesc că am înțeles. Că întrebarea dată, în general, să fie scoasă de pe rol. Primarul din Răuțel, Tudor Istratis, susține că autoritățile din Fălești nu au făcut nimic pentru localitatea sa în ultimii 30 de ani, iar transferarea satului în componența municipiului Bălți va aduce oamenilor numai avantaje, printre care servicii de calitate și transport interurban. Ce s-a făcut pe Răuțel? Spuneți-mi voi, ce s-a făcut pe Răuțel timp de 30 de ani? Absolut nimic. S-a pornit o casă de cultură care a ajuns până la jumătate și s-a terminat. Finanțare din minimul casă de cultură nu avem, școală nu avem. Punct medical, făcut din noi, când sunt trăim, de când satele care sunt mult mai departe de oraș, și de Fălești, și de Bălți, trăiesc mult mai bine. Dacă merge vorba de lume, nu mergeți bine în așa. Intrez vorba la Bălți. Dați lume economică pentru fiecare familie, fiecare persoană. Începând cu grădinița de copii, și începând cu școala, și începând cu majoritatea la noi oamenii învață la Consilierul raional din partea formațiunii politice Partidul Nostru, Eduard Pleșca, susține că decizia Consiliului din Fălești demonstrează că autoritățile sunt preocupate mai mult de factorul economic și politic decât de cel social. Am votat pentru ca aceste două localități să treacă în cadrul municipiului Bălți. Fracțiunea Partidului Nostru, toată fracțiunea a votat pentru această decizie de a trece aceste două localități. Rămâne primarii acestor localități se expune, să scrie o cerere repetată și să expui cancelarea de stat pe baza deciziei date. Consiliul Raional Fălești au luat această decizie incorrectă împotriva cetățeanului simplu, luând în considerație poziția economică, căci satul Răuțel va aduce bani în Consiliul Raional care se poate să folosească către raionul. Eu socot că, în primul rând, trebuie să iei în considerație poziția oamenilor și poziția cetățeanului simplu, nu pozițiile politice sau pozițiile economice. Primarul satului Răuțel a adăugat că însă și proiectul de decizie a fost formulat greșit, menționând că nu se vor opri aici. Așa de bine scriu proiectul de decizie, că consilierii nu-și dau seama ce votează. Nu vreau să-i obișnuiesc, dar ei nici nu înțeles până la urmă ce votat. Mergem mai departe. Luăm proiectul de decizie, îl înaintăm către Parlament și vedem mai departe ce se lumea pentru a ieși din componența raionului Fălești și a trece în componența Бълцулы. Nici primarul comunei Nataliavca, Oleg Simac, nu este gata să se resemneze. Они сделали свой выбор вне поддержку народа, потому что тут только интересы наших граждан, которые регулярно страдают из-за этого и тратят свои средства на ненужные расходы. Мы пойдем дальше, направим все документы нужные в парламент для рассмотрения, так как отрицательные ответ их, он не окончательный еще. Останется решение, все равно будет за парламентом.
Autoritățile celor două localități au fost acuzate de faptul că nu s-au consultat cu sătenii. În replică, aceștia au adus mii de semnăturile localnicilor. Astfel, potrivit primarilor, din cei peste 4.000 de locuitori din satul Răuțel, mai mult de 50% sunt dispuși ca localitatea lor să treacă în subordinea Bălțului. Cifra este și mai mare în comuna Natalievka, acolo unde peste 70% din oameni vor același lucru.